Amice, amice, dacă vrei cele mai ieftine și cele mai jumeche de jocuri, intră chiar acum pe Neba. Și de asemenea, dacă dorești articole vestimentare la cele mai bune prețuri, intră pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Să moară familia mea, bine v-am regăsit la un nou episod de GTA de la... Că știu că v-a fost dor, suntem aici împreună cu prietenii mei, al vostru Bercea, vă pupă fratele Bercea mondialul, să trăiască familia voastră și tot ce iubiți. Și să moară familia mea, dacă n-apăsați pe butonul de like, aveți cârcotă cu mine. Băi, hai să mergem de aici. Dacă vă place ce mașină am și eu. Mamă, am și benzină, să nebunesc. Ce frumoasă e să mă bată, mă. Ia fii atent, care și perindelea de aer. Du-te de aici. Să moară familia mea, da. Hai da. Urcă-te aici, care e ăsta? Dă-te, bă! Luați-aș... Aoleu, presa! Dar ce-am făcut, Bă, să moară familia mea! Aoleu, presa! Gata, ești dus! Dar nici n-am ieșit bine, să moară familia mea dacă am făcut ceva! Ți-am zis să nu mai umbli cu droguri și bea la volan! Ce, bă, taci! Să moară familia mea! M-auziți? Sănătate? Da, domnule! Să rămână! Dacă m-auziți, scoateți cheile din contact. De ce? O să aflați după. Nu veniți puțin mai aproape! Gata, să moară familia mea, n-am făcut nimica, ia uite ce ai neam! Și drifturile alea ce ziceau? Celea, nu, mi-a scăpat piciorul, domne, că asta fuge rău! I-am scos șocul ăla de la motor, ascultă-mă, deci eu nu te mint. I-am scos șocul de la motor și să moară familia mea, rupe, i-am făcut soft de la Arestage 3, popcorn. Soft arăbesc? Da, la Vericu. Am înțeles. Deci n-a fost un derapaj controlat, v-a scăpat mașina. A fost descontrolat din toate punctele lui de vedere. Uitați-vă la el, vi se pare că ăsta se controlează vreodată, doamne. Am înțeles. Bun, haideți vă rog, trageți mașina pe dreapta, să mutăm și noi mașinile, să nu încurcăm aici circulația. Ambelii până unde la cam pe dreapta. Gata, o mut acum, stai așa. Bă, tu n-ai permis? De unde? Cum, mă? Pune în centura, am fugit, să moară familia mea. Nu! Vărule, treci tu la volan, care ai permis de aici, bă? Vărule, nu, vărule, eu nu trec. Bă! S-a mâncat, bă! Vărule, vezi că l-ai pe conștiință pe ăla! Îl ai pe conștiință, vărule! Gata, n-am fost la volan, să mor eu, n-am condus, nu-i mașina mea! Este, că mă bag eu! Hai după ei, frate, că am picat de mașină! Da? Aici, la dreapta! Fugiți de poliție acum! Cine? Ne cunoaștem? Aici. Aia e memoria scurtă, domnule. Bă, eu n-am greșit cu nimica. Ia uite, cine l-a volat? Bă, lovești mașina. Dar nu e mașina mea, da. Dar e păcat de ea, nu mai lovi. Eu nu sunt la volan. Păi și mai devreme când erați? Eu nu am... Ai vreo dovadă că am fost eu? Domn polițist, nu cred că aveți cauciuc ce de iarnă. Bun, haideți după mine, vă rog frumos. De ce? Dar n-am făcut nimic! Unde e libertatea? Just... Cetățeanului! Democrație! Da, au dreptate, băieții! Bun. Veniți și piticul. Treabă aici, vă rog frumos, părăsiți zona. Ăsta este un abuz! Păi aici lucrez, aici! Apasă butonul de urgență! Eu sunt cu el! Aoleu, sună, dă prin stație! Aoleu, nu, aoleu, stați puțin! Șefule! Mi-am amintit că n-am treaba aici, da! Șefule, nu putem să ne înțelegem și noi așa ca oamenii. Să mă rog, familia mea, eu am bani, am... O să ne înțelegem conform legii. Ce conform legii? Șefule, are și legea asta acolo nevoie de bani? Nu. Nu! Ia matale aici 100 de parai. Așa frumos și bani frumos. Dar nu-ți dau 200 de puni, adică... Doamne, vă dau cutia asta și vedeți ce e. E un mystery box de la are surprize în interior. Ce facem aici? Haide, luați, domnule, cutia asta. Șefule! Sunt doar lucruri bune aici. Mă ascult.
Șefule, n-am făcut nimica, de ce mă arestezi, șefule? Dar insist, vă rog. Puneți-vă frumos fața la mașină. Hai de capul meu, ce prost. Ce prost sunt eu, nu matale. Asta e, să-ți aduce ciorbă printre zăbrele. Ce aia? Lăsați mâinile jos. Oh! Filmați-mă, puneți-mă abuz, pe TikTok! Abuz! Gata! Se filmează! Filmează-mă, nu, așa! Filmez. Gata, filmez! Vreau, abuz, vreau să mă puneți toți pe TikTok, s-a produs un abuz! Am fost reținut sub influența mea! Nu, fără poziție, fără asta, cum îi zice, fără acordul meu! Haideți după mine, vă rog! Cam asta înseamnă să fie reținut! Mai bine tăiați partea aia. Filmați-mă, eu și cu frații Tate, suntem abuzați. Ai zis ceva de mine, frate? Gata, șefule. Luați mașina și aveți grijă de ea. Ce secție îl duceți? De poliție. Mă lămuriți. Hai stățui. Hai că venim noi cu... Ai belic, Ariciu, de asigurare. Domn polițist, jos de pe mașină. Bă, veniți după mine, bă. Nu, eu, da, vezi că nu știi să conduci. Mă, trecem și noi. Sănătate. Mulțumim. Să moară familia mea dacă ai ști. Aoleu! Doar polițist, mi s-a făcut rău. Bă, vedeți că mă bagă prin spate, bă! Mamă, bercică! Moară familia mea. De te pricepe. Mergi frumos, te-ți mergi frumos. Hai că te împing eu jos, mă, bine. Deschide și mie ușa, că-s legat la mâine. Vărule, unde ești? Să vorbim prin căscuță. Vărule, vezi că mă bagă acolo pe la beci. Cred că tu vrei să mă caftești, este. Stați! Nu merge. Ce? Vorbește mai tare că nu te aud. Nu trage stânga. Cum adică? Încearcă să mă tragi. Dacă zic. Bă, dar mai tăcei și voi că nu aud pe ăsta. Mamă, iar aici de când am mai fost. Să moară fanina mea. Tu ai stricat roata, da. Nu merge stânga. Unde mă pun? Aici. Ce celulă alegi? Păi stai puțin! Ce? Cum adică ce celulă? Bă! Vreau un avocat! Vreau un avocat! Pe unde intrăm? Pe unde intrăm? Pe unde intrăm? Vreau un avocat! Nu mă supun la nimic! Vreau un avocat! Acum am citit. Veniți după mine, vă rog. Hai că mă rugă frumos. Că e intrare. Hai pe aici. Nu merge, e închis. Îl caut pe Văru. Ăla care cu gura mare, care vorbește prostii. De acolo, cu fața către cameră. Îl cheamă Bercea, Bercea Mondialul îl cheamă. Am venit să-l vizităm, frumos. Că am auzit că e la Bulău. Băi, eu... Să vă dați casca jos. Colegul, ți-aduc eu camera? Băi, dă-ți casca jos, n-auzi. Cu fața către cameră, bărbia puțin mai jos. Cum nu avem acces să-l vizităm? Gata, șefule. Perfect. Unchiule, bă, mai ușor. Să veniți să... Ce? Să nu vă speriați de blitz. Gata, șefule, da, te au foarte încet. Mă auziți mai bine acum? E perfect. Ok, să nu vă speriați de blitz. Gata, șefule. Da? Da. Okay, să moară familia mea. Fotografia. Acum, haideți cu mine. De ce? Haideți, vă rog, să vedeți, să mă urmați. Închideți ușa. Haideți în asta mai mare pentru că poate suferiți de... Da, de ce? Eu nu vreau în celulă, am probleme cu spațiile închise. Păi de asta v-am și invitat în celula mai mare să poate sunteți claustrofob. Yeah. Păi de ce? Ce-am făcut? Dumneavoastră vă aflați la volanul unui Mercedes albastru, da? Nu. Cum să nu? Nu mi-amintesc. Vreau un avocat, am zis. O să vină și un avocat, imediat. Doar vă rog să mă urmați, dacă colaborați, o să fie cel mai bine pentru dumneavoastră. Gata, șefule. Bă, unde sunteți, bă? Haideți mai repede, că mă băgară la pușcărie.
Păi dar nu știm unde ești, Vorule. Jos, jos. Nu putem să intrăm la beci, că nu ne lasă. Jos, jos. Vezi că e a doua ușă, te lasă. Ia, stați că vreau să aud ce zic ăștia. Oh, Alex. Cine e ăsta cu cască? Buletin aveți la dumneavoastră? Cine are cască? Am și de la, dar e la amanet. Vino, vino. E la amanet buletinul? E la amanet, da, l-am băgat la amanet. Tuțul meu, vreau să-l văd. Am înțeles. E fiul meu, fiule, bine ai venit. Vine la tatăl tău și de la afară. Doamne, e tătuțul meu. Cine e tătuțul tău? Ăla cu gura mare din celulă. Să vezi ce-ți dau eu pe peste gură, ia-l dracu tu și măta. Ia uite-le cu ăla, uite-l pe ăsta, scrie Wanted, îl vedeți ăsta, ia uite ce față are. Ce spuneți, domn polițist? Uite-le asta. Să părăsiți secția. Vă rog frumos, lăsați, am program de vizită, vreau un avocat. Ăla-i avocatul meu ăla. Ăla-i avocatul meu! Domnule, deci fiți atenți. Am dreptul prin Constituție la un avocat! El este avocat. Cine? Domnul cu ochelari. Vă rog frumos, vreau să negociem, vreau să rezolvăm problema. Taci, bă, prostule, că ești prost ca băta. Cu ce te-am făcut? Ia auziți, bă, băieți, că domnul ăsta... Haide, culeg, o să vii aici cu mine. Ia zi, șefule, cum o rezolvăm? Am adus eu tot. Unchiule, cum o rezolvăm? Am luat, am luat tableta din birou să vă spun și dumneavoastră ceea ce ați greșit. După cum scrie foarte bine codul penal, fuga de poliție cu un autovehicul este sancționată cu o amendă valoare de 16.000 de lei și o închisoare de 50 de luni. Ce? Nu e adevărat, nu e adevărat. Doar în caz de accident este caz penal. Vezi că eu am făcut facultatea de drept și știu. Dacă fug cu mașina, se numește contravenție. În momentul în care ați fost somat să opriți, nu ați oprit. Aveam o urgență, aveam o urgență. Doar ce am fost la spital și am desfurat urechile. Să ne calmăm. Domnule dragă, eu am avut o urgență și din această cauză n-am oprit. Ce fel de urgență ți-a avut? Era mama însărcinată. Am o fetiță la pat. Am înțeles. Și din cauza asta, când ați fost somat, ați oprit, da? V-ați da, păi era urgență, era la pat. Cât ani are fetița? Și de ce nu ați comunicat? 22. De ce nu ați comunicat? E la pat, mă așteaptă, șefule. Dacă comunicați lucrul ăsta, puteam să vă însoțim, adică să ajungeți cât mai repede. Da, păi trebuia să trec mai întâi la farmacie să iau ceva, după să mă întorc la ea. Salut, salut. Am înțeles. Doar că în fuga dumneavoastră către fetița dumneavoastră, ați încălcat regulile. Domne, nu înțelegi că era urgență, aveam o fetiță la pat. Invoc starea de necesitate. El îi avocat. Aveți nevoie de un avocat? Da, este aici avocatul, dar nu lăsați să intre. Cum îți refuz avocatul? Las tableta și verific. Tai de mine. Ce prost ești așa. Domnul, dați-vă mai așa să vă dau degetul. Gata. Mă, stai mă, trec cu minte. Stai mă, potolită, stai mă, potolită. Aoleu, nu! Aoleu, nu, domnul, erau... Bă, eu le zisei că aveam o urgență, aveam o fetiță la pat. Păi, e mama însărcinată, tătuțule. Da. Da, s-o așa, că nu, că nu e cu mine. A făcut cu altul. Bă, asta e. Ce, tătuțule? Ce, bă? Păi ce, păi tu nu știi că m-a înșelat? Curva, dracu. Mie îmi spui. Scoate-mă, șefule, de aici, te rog eu. Libertate, libertate, ultima soluție, încă o revoluție. Vrem salarii cât mai mari, vrem salarii în dolari. Să ne dați căldură, ia ți-ai dracu să... Vrem căldură, Pozita a încercat să ofere și mită. Nu e adevărat, nu e adevărat, nu, n-am, minte. Cine e cea la e? Nu este o minciună. Cine e cea la e? După cum știți... Mersi la fel ca și la model.
După cum știți, camera ce o am pe piept înregistrează atât video cât și audio. Fără acordul meu, atenție. Pe un spațiu public nu trebuie să cerem acordul nimănui. Domnul polițist, haideți să lăsați toate capetele ăștia de acuzați. Haideți să rezolvăm cu niște ore de muncă în folosul comunității, eventual. Bună purtare, nu o să se mai repete la prima batere. Așa este. Lași-mă din gură. Am înțeles. Îmi puteți spune, domnul Negru, îmi puteți spune, vă rog, numele dumneavoastră? Bercea Ionuț Adrian. Ok, domnul Bercea Ionuț Adrian. Dar puteți să-i spuneți ursuleț. O întrebare, aveți ceva în buzunare, în pantaloni, în, nu știu, ceva obiecte ilegale, arme, no, cuțite? Șefule, rozete. Dacă ți arăt ce am în pantaloni, zici că e baston, deci da, este armă ilegală. Am făcut și eu glumă așa, să nu te superi pe mine. Da. Nu, nu, o să mă supăr, am să o tratez ca atare. Din când în când glumele sunt bune. Ok, am înțeles. Deci, am să mă consult și cu colegul meu și cu șefii mei. Da, și o să vă spun în 2 minute. Șefule, mult dăm drumul acum, te rog eu foarte frumos, dăm drumul și nu mai fac, promit, iartă-mă. Imediat o să vă spun ce decizie o să luăm, da? Te rog eu. Mulțumesc. Imediat, 2 minute. Să moară, mă. Ce ne facem? De ce nu taci din gură? Dar ce vrei? I-am zis că aveam o fetiță la pat. Da. Trebuia să cumpăr prezervative și mă aștepta. Dătuțule, am un ursuleț pentru tine. Na, mai veni și prostul ăla aici. Du-i lui măta! Te-a cu copil handicapat. Ce ne facem? Hai și voi, hai și voi. Îți cer scuze. A, putem? La prima abatere. Tătuțule! Îmi-a adus să-și bă țigări! Da, uite. Dă-le cu-a. Ca-și fuma o țigare ca șarpele. Ești de gara mâini, cum să fumezi? Hai că ți-o bag eu. Îți dau eu. Așa. Dă să fumez. Că nu mai pot. Ce face măta? Mai întreabă de mine. În fiecare zi, dă-te. A, dracu' ea. Ha, bă, nu mă mai scot ăștia odată, să moară familia mea. Nu mai pot! Mi-e rău! Sunt claustrofob! Ia uite-și pe handicapatul ăsta. Tătuțule, dar e mai mult loc aici ca acasă. Ce dacă, bă? Dar aici n-avem voie să aduce. Șefule! Da, perfect. Domnul avocat, să veniți, să veniți cu mine. Spuneți. Hai să. Ah, domnule, fumam și eu. N-ai voie, n-ai voie. Ok. Deci am m-am consultat și cu colegii mei și cu un șef de al nostru, da, cu un chestor. Așa. Va trebui să plătiți amendă. Haide. Dar pentru lunile de închisoare trebuie să faceți, cum a spus și domnul dumneavoastră avocat, muncă în folosul comunității. Bun. Ok. După cum știți foarte bine, acolo unde este redacția de ziare, da, avem și o benzinărie. Benzinăria aceea are și o spălătorie. Spălătoria aparține primăriei, da? Da. Deci nu este o spălătorie privată, nu te ține nimeni, doar primăria deține aceea spălătorie. Acolo puteți, nu știu, să mergem și să lucrați în folosul comunității pentru a acoperi, să zicem, în mare parte lunile de închisoare. Bun. Sunteți de acord cu Da, foarte de acord, foarte de acord, da. Domnul avocat, sigur, sunteți da. Și dumneavoastră de acord? Da, sigur. Ok, am înțeles. Doar că trebuie să vă dăm și amenda. Gat, haideți, dați că o plătești și să ieși o dată. Este o amendă valoare de 16.000. Hai de capul meu. Gata, o plătesc, nu-i problemă. Ok, să-mi comunicați și mie CNP-ul dumneavoastră din buletin. 1, 2, 6, 1, 2. Vrei să recuperi? Adică nu mai trag că ne aud. Gata, unchiule. E gata, am plătit. Ok, imediat. Domnul avocat, am să vă mânez dumneavoastră o copie a procesului verbal. Da? Domnul o să aibă amenda aceasta la taxe și impozite anual când va merge să plătească. Da? Ok. Haideți cu spatele la mine, să rămâneți așa cu spatele la mine, am să vă dau cătușile jos. Să nu încercați să faceți vreo mișcare sau să fugiți din nou, da? Niciodată. Pentru că nu este normal. Bun. Ok. Acum o să mergeți, veți merge cu mine
și încă un coleg la spălătorie. Pot să fac în altă dată, că mai avem de filmat altceva, vă rog. Pot să-mi execut orele în altă zi, vă rog eu frumos, că mai avem de filmat altceva, vă rog, și că mă așteaptă și colegul. Da. Bine, da, este regulă. Deci sunt liber, da? Da, sunteți liber. Să trăiți. Numai bine. Haideți, domnul avocat, vă rog. Băieții, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, m-au reținut de m-au spart la secție, nici nu mai știu. Dar pe unde se iese? Pe aici, pe sus, pot să ies. Hai să o luăm pe aici. Așa că, băieții, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Bercica Mondial a scăpat, ca de fiecare dată. Eu am fost Bercica și v-am pupat. Pa, pa, bă, dar pe unde se iese de aici? A?